4 minute adiționale se arată pentru repriza a doua. Iată-l pe Gavrilă în care o trimite în fața porții. Alunecat port. Încă o dată plecarea de mai devreme a lui Gavrilă. Pare să fi fost la limită și mingea în fața porții pentru George Cârjan. Nici Cârjan, nici arbitrul Robert Avram pune capăt partidei de la Galați. 1-1 între Oțelul și Dacia Unirea Brăila. Cred că e un rezultat până la urmă în conformitate cu realitatea din teren. Rămâneți pe canalele noastre. La revedere!